Binecuvântează, Doamne, această zi de post și nu privi către slăbiciunea mea, ci insuflă-mi tărie și curăție prin Duhul Tău cel Sfânt, ca să te pot cinsti fără de rușine. Nu lăsa, Doamne, să se apropie astăzi de mine nici lenea, nici deznădejdea și nici mândria cea prevestitoare de rău, ci luminează Tu prin mine, ca prin vorbe blânde și fapte folositoare să pot sfinți locurile în care mă voi găsi. Mărire Ție, Doamne, căci Tu ești nădejdea, mângâierea și scăparea mea. Amin.